E o melodie care zice cu aș da zile de la mine, nu? Era... Și ai spune așa, aș da zile de la mine să te vaccinezi pe tine. Atunci cred că... Cum e posibil în 2023 să faci totuși o boală infecțioasă care să ducă la deces pentru un copil? E posibil. Să nu placi cu meningococul? Studiile au arătat că mesajele ceva mai vesele au crescut gradul de încredere și comportamentul legat de COVID, așa că medicii cred că i-ar ajuta să recâștige și din încrederea privind vaccinarea în general. Dacă suntem mai puțin încrâncenați și să nu mai vorbim de negru-negru moarte, ci de partea bună, ce ar putea să câștige acel copil? Lui Fimiu i-au cerut caietul de vaccinare când s-a dus student în UK. Avem peste 40% analfabet funcțional. Vorbitul de la om la om e singura soluție. Conform unui raport UNICEF, în pandemie, importanța percepută a vaccinurilor pentru copii a scăzut cu peste 10% în România, iar statisticile o confirmă. Cu excepția vaccinului împotriva tuberculozei, la toate celelalte a scăzut proporția copiilor imunizați. Potrivit datelor obținute de medici, dintre micuții născuți în 2021, mai puțin de 6 din 10 au fost vaccinați împotriva rujeolei și deja e un focar de boală în județul Cluj, într-o comunitate în care părinții au refuzat vaccinul. Mă sperie un pic. Ministerul Sănătății trebuie să vorbească cu cei de la Direcția de Sănătate Publică, de la birourile județene și să vină să facă campanie în școli, astfel încât părinții să fie informați de către profesioniști și cu certitudine că lucrurile vor intra pe măgaj normal. Trust in vaccination is fundamental. It also goes with trust in the healthcare system overall. O să avem cazuri de polio și de rujeolă din nou. La nivelul zonei metropolitane București, 92,6% din gravide nu au imunitate față de pertussis. Neavând imunitate, ele sunt la risc de a face pertussis, tuse convulsivă pe românește, pot pierde copilul, pot naște prematur, copilul se poate asfixia. Este esențial ca medicii să aibă la timp și vaccinurile, care au tot lipsit. Oficialii spun că acum există dozele necesare. Vor mai fi livrate 100.000 din vaccinul ROR. Per total însă, mai puțin de 85% dintre copii sunt vaccinați. Avem un plan ca până la jumătatea acestui an toate aceste produse vaccinale să fie livrate la cabinetul fiecărui medic vaccinator. Imunizările ar trebui să fie reluate periodic și la adulți. Oficialii promit că vor compensa mai multe vaccinuri până la jumătatea acestui an. Pentru medicii de familie există acum și un ghid de vaccinare.